rog să-mi permiteți să încep cu o confesiune. Deși arte plastice am terminat, am participat în viața mea la 2 sau 3 vernisaje. De ce? Pentru că mi se părea mie că sunt doar prilej de socializare, de prezentare a unor mondenități, a unor ținute vestimentare. Și în momentul în care, zilele trecute, am fost pusă în situația de a vorbi despre lucrările Mihaelei Buriană, am fost puțin, m-am aflat în dificultate. Am rugat-o să-mi trimită imaginile unor lucrări, ceea ce a fi și făcut de altfel, și mi-a spus cu glasul ei, domol și ușor timid, dar știi că eu sunt amatoare. Pentru mine mai puțin relevant acest fapt, pentru că și Marele Țuculescu, tot amator, a fost. Așa încât, în momentul în care am văzut lucrările, am avut un fel de revelație. Mi se întâmpla, în urmă cu ceva timp, ca la sfârșitul unei ore, o fetiță nu mai mare decât, puțin mai mare decât catedra, să vină la mine cu pași ovăielnici și cu o voce stinsă să-mi întindă o hârtie împăturită, spunându-mi, asta este pentru dumneavoastră. Am luat hârtia, am deschis-o, am desfăcut-o și vă mărturisesc că am avut acea trăire pe care o poți avea doar în fața unui har pe care divinitatea îl conferă unui artist. Atâta candoare, atâta, dacă vreți, precizie în a exprima cromatic ceea ce își dorea, încât am rămas surprinsă. Mi s-a întâmplat exact același lucru în momentul în care am văzut lucrările colegii mele, Mihaela Buriană. Și după ce am văzut aceste lucrări, după ce am remarcat delicatețea subiectelor, dialogul dintre tonuri și ritmul pensulației, punerea în pagină, dar mai ales efectul pictural al unei cromatici rafinate, m-au surprins și sunt convinsă că vă surprind și pe dumneavoastră. Din păcate, fondul pe care se află aceste lucrări nu le pun cu adevărat în valoare. Se impunea un paspart alb și înrămate ar fi avut cu totul și cu totul alt efect. Sper ca data viitoare, la o proximă expoziție, să putem să le vedem în adevărata lor lumină. Din motive care unora dintre noi ne scapă, ne este greu să ne exprimăm sentimentele. Iar opera de artă este o confesiune, spunea Albert Camus. De aceea Mihaela poate a început să lucreze în clasa a 7-a, continuând dedicarea ei pe timpul liceului sub îndrumarea unui cunoscut artist plastic, Pietrean, artistul Milord. Dar, pentru că în acea vreme situația unei artiste era precară, iar accesul în facultate se limita la 2-3 locuri pentru o specializare, Mihaela, sfătuită de mama ei, a ales să devină profesor de franceză pentru a-și asigura subsistența. Copilul din ea însă nu putea să nu revină peste ani la ceea ce a însemnat pasiunea pe care o simți, pe care o ai și pe care nu o poți înfrâna în momentul în care este vorba despre un act de creație. Până la urmă, pictura poate deveni
efectul ei terapeutic este bine cunoscut și poți învinge mai ușor obstacolele pe care ți le pune viața în față. În această expoziție, Mihaela ne oferă florile ei. După ce în timp a abordat și arta abstractă, și iconografia, și peisajul, astăzi ne aflăm în fața unei expoziții de natură statică. Florile pe care mi le dăruiește sunt ca o cutie cu sentimente, iar mesajul pe care acestea îl transmit este unul, poate, la care se gândesc mai puțin. Este unul secret. Sub frumusețea evidentă a florilor se ascunde o frumusețe subtilă, cuceritoare. Artista a adunat florile, le-a ascultat, le-a înțeles, apoi le-a trecut prin ochiul minții și al sufletului, le-a esențializat într-un discurs plastic rafinat și original pentru a le dărui nemurire. Ne reconectează astfel la o lume pe care suntem în pericolul de a o pierde, invitându-ne totodată să fim parte a acestei povești. Mesajul ei este clar. Învățați să ascultați florile, extrageți parfumul lor pentru a vă împodobi sufletele. Ascultați, de fapt, nu numai florile, ci întreaga natură care ne vorbește. Din păcate, noi nu mai știm să ascultăm. Sunt atâtea lucruri frumoase de ascultat, de privit și de înțeles. De aici înainte, totul depinde de noi.